People, azi vă arăt machiajul meu de zi cu zi pe timp de iarnă. Să începem! Nu se poate să-mi încep ziua fără să-mi ascund cearcănele, dar totuși îmi place să aleg un produs lejer. Mi-a plăcut să folosesc un fond de ten mineral chiar și pe timp de iarnă. Este mai lejer, mai ușor de aplicat și arată mult mai natural pe ten. Parte trecem la sprâncene. Pe timpul iernii prefer sprâncene ceva mai conturate și voi folosi, desigur, pudra de la Anastasia în nuanța brunet. Îmi conturez fața cu dragul meu bronzer de la Too Faced. Aplic puțin sub pomeți, pe lateralul feței și pe frunte pentru puțină culoare. Variez în ultima perioadă, dar pentru azi am ales un roz piersică care mă va face să arăt îmbujorată.
Trecem înapoi la ochi. Având extensii, sincer, nu folosesc mascara pentru machiajul de zi cu zi, dar îmi place să aplic un fard alb sidefat pe centrul pleapei. De ce? Pentru că iluminează frumos ochiul și pentru că, sincer, mă duce cu gândul la zăpadă. Și acum vedeta mea pe timp de iarnă, rujul roșu. Azi l-am ales pe acesta de la NYX, dar port orice nuanță de la vișiniu la roșu. Vă pup și să aveți o zi cât mai frumoasă!